Eu n-am vorbit cu Daniela, nicio Daniela, păi, de zis, fapt. Și atunci nu mai vorbim. Păi, frate, în viața mea n-am vorbit cu nicio Daniela. Asta vă garantez. Eu singurul care recunoaște și cu ăsta care a recunoscut mereu când s-a întâmplat. Dacă vă spun okay, mai nici, Roberto, măcar, nici măcar nu o cunosc, înseamnă că nu o cunosc. Și Andrada vine la mine și îmi spune că eu... Păi dacă nu o cunosc, mă... Degeaba. Alex, dar de unde până unde m-ai pronunțat pe mine? Voiai să fim la aceeași oală? Păi dacă vorbeam, veneam și că am vorbit, că eu recunosc că am vorbit, da. Păi să o sun pe fata asta. De ce a adus-o așa? Am impresia că o sun pe fata asta. Să vorbesc și eu cu ea. Cine a adus-o? Daniela și nu știu. Alex, tu ai fost băgat în discuția asta că ai vrut tu, pentru că tu dimineața m-ai numit Daniela și ai spus că m-ai confundat cu ea. Corect, corect, dar tu trebuia să-mi răspunzi la glumă cu aceeași glumă, nu să spui că ai vorbit tu cu ea. A fost o întrebare. Băi, din moment Mariana, ce tu mă confunzi cu altă persoană. Mariana, n-a fost nicio întrebare. Tu ai spus clar că aia vorbește cu mine. I-ai elencat ce să... Dar tu de ce mă confunzi cu ea aia, dacă aia, tu nu o cunoști? Păi dar eu ți-am făcut o glumă. Tu din gluma aia ok, eu nu am știut că am vorbit înainte de aici. Stai puțin că vorbești după aia. Eu nu ți-am spus ție, vezi, Mariana, că ai vorbit cu cineva, că mi-a spus mie. Ți-am spus doar... Dar din moment ce tu vii și îmi spui, mă numești așa și îmi spui că te-am confundat cu ea, eu ce-ar trebui să cred? Am glumit cu tine, ți-am spus și nu o să mai glumesc. Rareș! Nu am înțeles, îmi cer scuze. Rareș, de unde până unde ai tras tu concluzia asta că Alex ar fi vorbit cu fata asta? Doamne! Eu am zis că Roberto și Comănici au vorbit. Pe cum, Mariana, a spus că tu. Ai spus așa. Andrada, tu erai în casă dimineață când Alex mi-a spus aici? Că... Nu am ascultat tot, Mariana, că vorbeam și la televizor, vorbeam și cu voi. Andrada, dimineață când a spus să... Da, el m-a numit, el a început. Nu l-a strigat, pentru că noi am vorbit afară. Așa? Noi am vorbit înainte afară, eu cu Alex. Mariana, tu de unde ești? M-a întrebat Alex că de ce ești supărat și de ce ești Mariana supărat și am zis. Ți-am zis că m-a numit Alex. Nu, ai spus că Rareș a spus așa. Da? Nu mi-aduc aminte. Băi, că am vorbit cu Roberto și Comănici, Andrada. Mariana a spus altceva, Rareș. Din moment ce Alex mă confundă cu acea persoană, a zis așa ca să scoată pe el. Andrada, dacă te referi la momentul în care Alex a strigat-o pe Mariana, Mariana a zis, dar tu de unde ești? Vorbești și tu cu ea, înseamnă că vorbești, ea nu ți-a zis ție că vorbești. Nu, ăla, eu am întrebat după aia pe ea, de unde știi tu? Păi din moment ce eu am zis, Mariana, că vorbești. Dar nu eram aici, Alexandra era la masa din iauri. A, din iauri? Dacă ea vorbește, dacă vorbești de momentul de dimineață când Alex a strigat-o pe Mariana, Daniela, atunci Mariana n-a spus că Alex a vorbit. Nu, nu, nu. De dimineață n-a spus. Eu am întrebat înainte și a spus că Rareș a spus. Asta am spus Alex. În moment ce el spune că mă confundă cu ea, eu am înțeles că ar fi vorbit. Cunoaște. E, și eu am spus, să zică cineva că mă confundă cu altcineva. Nu, îl lași pe Rare să spună chestia asta? Păi poate a spus ca să scoată pe el, a spus Alex. Înțelegi? Băi, frate, dacă eu mă iau, mă duc la Andrada, o salut, îmi cer voi la cameră, mă duc, mi-e rău, mi-e greață. Băi, dimineața am făcut o glumă lui Mariana, am intrat pe televizor și am spus... Bine, Daniela, și tu ai fost, hai că știi. Băi, a fost o glumă. Pentru că știi că ți-am spus. Dacă nu țin la glumă, eu nu mai fac glume, frate. Ok, dar nu trebuia, pentru că tu știu că... Eu am văzut că aseară v-a stachinat puțin și am venit să deschid atmosfera. Am stachinat puțin, că aseară ne-am certat, nu vă stachinare. Am venit să deschid atmosfera, am crezut că înțelegi gluma. Nu înțelegea gluma. Și ea de la gluma aia trebuia să zică și a mie pe nume, să zic al glumii. Noi aici... Dar nu mi-a zis prin ea odată, știa că pe Andrada o enervează și odată că ai vorbit și tu. Noi înainte de a intra în emisiune, m-ai întrebat. Băi, ești supărat? Te-am înțeles, lasă asta. Ok, și eu ți-am spus. Și m-ai întrebat și aseară și ți-am spus de ce consider eu că e supărat. Și tu te-ai dus acum în emisiune și ai văzut Rareș și aici. Și de asta a vrut să fac o ironie cu Mariana. Da, știu de dimineața, am înțeles chestia de dimineața. Ok, am vrut și eu să întorc ironia. Ei au voie să mă iei la mișto, eu n-am voie. Uite, am vrut și eu să fac ironie cu ei. Și o să fac dicteori, o să vrea inima mea, ironic cu toată lumea. Păi da, Mariana, faci o ironie, dar... Hai, lați-mă, Andrada, dacă îți vrea ironie, că nu se face așa, Mariana, ai greșit. Da, voi, Andrada! Nu se face, dar nu se face așa, Mariana, nu se face așa. Dar ce-am făcut ai? Nu se face așa. Andrada, tu ești sănătoasă? Mariana, nu spune mie dacă sunt sănătoasă sau nu. Vorbește frumos. Băi, Andrada, înțelege ceva. Dacă Alex nu vorbea, nu uită ce-am din gură. Mă înțelegi sau nu mă înțelegi? Dar vin să-i dau un cap lui Rareș. Pe bune. Acum două săptămâni eram singur. Și în prezent sunt singur. Nu eram în nicio cunoaștere, nu. Da, bă, nu e vorba de asta, dar nu aduce ce zice vreau, aia, pe ce zice aia. Cum vreau eu? E... Păi, dar m-am gândit eu că aduce ea în emisiune chestia asta. Ce? Și eu i-am zis că acum fost acum nu știu cât. Și scurt pe doi. Ce? Tu aseară atâta, astea scuze. Că tu aseară nu stai să... Nu-mi răspunzi mie două ore la mesaje și după care vii și... Tot tu ești supărată, că ai găsit nu știu ce mesaj. Da, ok, te-am plicat în plasă, dar e cam aiurea să pic în plasă, pentru că... Dar ce ai picat în plasă, Florica? Ai vorbit două săptămâni.
ai vorbit acum două săptămâni și au fost scroll de două ori. Ce ai picat în pas? Păi eu ce să mai zic de mine? Eu ce să mai zic? Îmi aduc nimic. Nu, nu, nu mă interesează. Băi, important de să recunoască că o zis de mine. Eu nu mă supăr că o zis. Că poate o glumești și ea prost cum am glumit eu. Da, când mă vezi că glumesc cu ceva, adu-mi și tu înapoi și spune, băi, cheamă-mă cu alt glume. Îți spun, nici nu trebuie, asta o aduci. Pentru că m-ai văzut că și eu am fost ăsta. Nu o să mai glumesc. Mi-am supărat și că ne-a certat aseară. Nu o să mai glumesc, băi. Și ai venit acum și ai zis. Nu o să mai glumesc cu el. Că dacă stau să mă cer cu el, păi să certe el cu tine. Îl ridic. Mă ridici tu pe mine? Da, în ochii publicului. Cine ești tu să mă ridici pe mine, comănici? Dar nu de eu personal. De fapt, fratele Biancă-i. Nu cine ești tu, fratele Biancă-i, să mă ridici personal. Tu? Oricine care se ceartă cu să mă ridici tu pe mine? Păi mă ridic singur. M-am ridicat la 1.95, ce crezi? Am văzut. Mă ridic și mai sus. Vrei să-ți mai fac o dată mersul cum te-ai ridicat? Ia, fă-l. Te rog eu, fă-l. Nu că obosesc și haide, am fel de ăștia grei. Fă-l. Să ești același. Chestia asta ai zis-o și acum o lună de zile. O zici și acum. Dragi de tine și de Alex și de cine a zis că a vorbit cu fata aia? Nu eu. Dar nu știu de unde până unde. Azi de mine. De tine. El, Rareș, Roberto și Alex. Și Alex nu știu sigur, nu am fost atent. Dar e foarte urât din partea lui. Că în momentul când faci ceva, asumă-ți. Mă, dar cum să vii? Foarte urât din partea cui? Din partea lui Rareș. Cum să vii tu? Să nu zică că ce anume s-a întâmplat? Stai că zic eu acum. Indiferent dacă a vorbit. A vorbit el cu o fată, Daniela. Bine, Mariana l-a tras de limbă. Băiat, la mișto. Că ai vorbit cu una, că nu. L-a încercat. Da, că a mai vorbit și Roberto. Că mai vorbit și Comănici. Dar de unde până unde habar n-am? Păi gen... Dar ca și ideea, ți-a mă, dar el... Chiar dacă au vorbit. A băgat-o în aceeași oală, tu n-ai înțeles. Eu cred că a băgat-o în aceeași oală ca să pice, știi, și eu, și el, și l-a băgat și pe Roberto, că probabil poate chiar a vorbit sau poate n-a vorbit deloc. Dar a vrut să fac așa o grămadă. Și pe, și pe Alex, sau nu? Că am văzut că a zis și de Alex. Ca să nu... să împrăștie vina, cum ar veni. N-am înțeles de ce a făcut-o, dar nu e ok. Ai vorbit? Da, bă, am vorbit eu. Bă, chiar dacă eu știu ce faceți voi acum. Și nu e ok. Dar să menționez okay numele... Nu e ok ce faceți. Ce facem? Explică. Prin chestia asta pe care o faceți voi acum... Ce da, are voi, mă? Vă-l vorbiți pe Rareș... Eu însă aici am fac. Ca să se îndepărteze Mariana de Rareș și să-l ia în primire pe Comănici. Asta dragul faceți meu voi aici acum. Hai că nu-ți mai zic dragul meu că... Cristianu, Marinescu, nu, asta faceți voi acum. Marinescu. Eu l-am tras de limbă pe Rareș? Eu l-am tras de limbă. Marinescu, hai să nu mă interesa cine l-a tras, dar... Sunt părtași la discuția Marinescu asta de acum și despre asta hai e vorba. Hai să zic un lucru. Prin ce l-aș ridica sau l-aș coborâ pe Rareș în fața Marianei, fiindcă nu e o greșeală care a făcut-o față de, pe care a făcut-o față de ea, ci față de mine personal, când mi-am menționat numele în discuția respectivă, deși eu n-am nicio treabă. Tu din start te-ai sărit lui în cap și l-ai întrebat... Înțelegi? Că, păi, cum? Parcă ai spus că nu o cunoști, adică tu ai venit foarte, foarte multe argumente în capul lui și s-a enervat și a spus că lasă-mă că nu o cunosc. Și tu din nou ai început să sari în capul lui și de asta îți zic fetele, că ai făcut aiurea, pentru că chiar nu are nicio vină. El? Nu, el nu are, pentru că ți-am spus că el posibil a auzit și de asta. Am înțeles că nu are nicio vină. Dar tu aici l-ai acuzat și de asta, așa asta s-a văzut altfel. Că el chiar nu are nicio vină și s-a supărat rău. Că știi perfect că Alex, dacă are ceva de spus, se răspunde toate lucrurile pe față. Lasă că să-l bage pe Alex, Rare, să-l bage, că da, că nu, că, ca să se scoată el și, Rare, și Alex să pice mereu prost, din cauza tuturor. Romina are un tic din ăla, cu buzile. Cine? Romina, sau mi s-a părut. Da. Face așa cu buzile? Cine s-a uitat la ea, ca să-și dea seama, eu nu m-am uitat. Cine s-a uitat la ea? Poți uiți la ea? Poți uiți la Romina? De ce nu? Ce s-a întâmplat? Am întrebat Marinescu dacă pot să mă uit la Romina. Dar dacă ce? Dacă pot să mă uit la Romina, dar... Marinescu încearcă să spună că noi acum vrem să-l îndepărtăm pe Rareș de tine. Dar vorba asta. Dar nu o să aveți voi cum vreodată să îndepărtați pe cineva de mine atât timp cât eu vreau ca acea persoană să fie lângă mine. Oricum nu vrei să ai nicio treabă cu Rareș niciodată în viață. Haide mă, m-ai plictisit cu replica asta. Poftim? Omule, ai plecat la baie. Stai, ai plecat, lasă-mă pe ea. Ai plecat la baie și am rămas aici cu ei.
și ți-am luat apărarea. Am zis okay, că ei acum vorbesc, mai plictisit cu replica asta puțin, deja. Da, să te îndepărteze pe tine de Mariana Marinescu. Și să aibă comăniși drumul Marinescu spre Mariana. Alo, alo, poliția. Okay, el e aici și îmi spune clar George. Marinescu, alegerea Marianei pe cine vrea. Marinescu, îți mulțumesc frumos că îmi porți de grijă, dar eu decid cine se apropie de mine și cine nu. Nu trebuie să intervină nimeni. Mă, omule, ceea ce spune Marinescu este irelevant. De ce noi, irelevant? Noi am spus și lui, i-am spus și lui Rare și înainte să iasă afară că nu este frumos, da, okay, că a băgat da, și alte dar numai persoane. Că eu dar nu mă gândeam că să rămână între noi doi. N-avea nici cea okay. mai mică legătură dintre tine și Rare și nicio legătură. Era oricum, vorba discuția asta el, cu Rare și eu am avut-o era, de dimineață, Marinescu. Era vorba de el și de băieți, nici de cum de tine și de el. Dar Marinescu, ca să apară și el, a zis ca și cum noi încercăm să-l îndepărtăm pe Rareș de tine ca să-i creăm lui culoare. Dar n-are nicio legătură. Că eu am spus lui Rareș înainte să iasă afară că nu e frumos că a băgat și alți băieți, chiar dacă au vorbit sau chiar dacă n-au vorbit, a făcut-o cum și-a asumat în fața ta. Nu e ca și cum nu și-a asumat. Și eu voiam să discut subiectul ăsta, fiindcă am fost băgat la mijloc și, în primul rând, n-am vorbit niciodată. Păi eu n-am de unde să știu. Și dacă am vorbit, probabil, dacă am vorbit... Acum 2 săptămâni este astea, 3 săptămâni. Bun, și a zis că am vorbit, dar ce am vorbit? Mi-a dat inimioară la poză și i-am dat mersi sau ce? O să ne uităm, o să ne uităm. Dar dacă vii și zici că am vorbit cu o femeie, nu vii și zici, bă... A schimbat 2 ore. Dar nici eu n-am vorbit, deci dai scroll de 2 ori și gata conversația mea cu ea. Atât. Păi de ce trebuia să duci în discuție chestia asta dacă nu e nicio conversație? Noi am vorbit acasă, măi, ne-am vorbit acasă, nu în emisiune. Și dimineață când am intrat în platou, Alex mi-a spus nimic. Numele acelei da, fete. Pentru că eu vorbeam cu el, Alex m-a întrebat pe mine înainte de a intra, că de ce supărat dacă am vorbit cu Mariana, că știi că aseară am avut o mică discuție. Hai, da. Și el a venit și a zis numele respective. De acolo începe. Voi n-ați înțeles un lucru, probabil. Fata asta a zis că a vorbit cu câțiva din noi. Da. Și cine a dus asta în emisiune? Tu sau Rareș? Tu. Tu, Alex. Tu, Alex. Da, și ce au zis de Roberto și de Cristian. Atunci nu o zică. Atunci nu și nică Mariana. Tu, din moment ce mă confunzi cu ea, poate ai vorbit și tu te cunoști. Așa a zis. Din moment ce confunzi numele. Nu am înțeles greșit. Așa a spus Mariana. Tu ai făcut așa pe degete, că ții minte. Alex, și poate și Rareș, tu. Roberto da. Și Cristian. Imediat bun. După ce tu m-ai numit Daniela, te-am pus și pe tine. Dar mai nou. Da. Pune-mă pe mine când vezi că am vorbit. Mai nou, dăm credibilitate. Nu mai tu. Mariana, nu mai zic numele. Știi și tu foarte pe da, mai foarte nou. Bine. La acea persoană. Știi și, așa. Știi și tu foarte bine că am o perioadă de timp de când îți băgat în toate discuțiile astea și lumea chiar crede, înțelegi? Da, Andrada s-a supărat. Dar Alex, când erai atât de sfânt, nimeni nu te băga. Când am fost, stai puțin, Alexandra, că acum păi vreau să zic. Adevărul. Stai puțin, păi este adevărul. Când am fost băgat, am venit și am spus da. Dar dacă vin și spun la Andrada că nici măcar nu o cunosc pe această femeie... Corect! Tu ai venit la masă și am vorbit și eu ți-am zis, tu ai făcut o glumă cu mine, eu am făcut o glumă cu tine. Dar eu nu m-am supărat, dar Andrada se supără. Andrada, eu ți-am zis că Andrada a luat-o personal. M-am supărat pentru că ai continuat. Dacă ți-a spus omul odată că nu o cunoaște, de ce ai repetat de aia, ori? Dar lasă că și tu acum exagerezi, așa, știi? Nu exagerez, Mariana, nu exagerez. De ce vii la mine și spui că ți-e scârbă? Am zis că mi-e scârbă toate subiectele astea pentru că m-am supărat, Alexandru, și știi. Cei mai mari vinovați sunteți voi. Deci cei mai mari vinovați. Că dați credibilitatea tuturor postate online și oricine vine și se laudă că bă, am vorbit eu cu Cutărescu sau Cutăreasca, voi veniți și le aduceți în emisiune. Dar eu n-am vrut. Este o tâmpenie. Deci nu mai aduceți toate. Dar până nu am vrut să vi le aduc. Păi dar nu mai vorbiți. Din moment ce m-au numit așa, era dreptul meu să întreb, nu? Cristian, dacă tu ai fi stat cu o persoană, nu te-ar fi deranjat dacă... Era dreptul tău să întreb, nu să acuzi. N-ai înțeles. Dar nu am acuzat, te-am acuzat? Nu, tu nu vorbesc, nu vorbesc cu Mariana. Azi dimineață și aseară. Mă refer la Mariana. Bă, era recia. Trebuie să-ți desenez ca să... Mariana a zis că eu am vorbit cu ea. Dar nu vă puneți în locul meu, adică a spus că ai vorbit... Dar care, că acum mă enervez, iar care e locul tău? Ce? Dar nu te pui în locul meu, dacă cineva vorbește. Dacă Marinescu pe el. Dacă Marinescu spune ție, lasă-mă să discut, Mariana. Dacă Marinescu, lasă-mă să vorbesc, Alexandru. Dacă Marinescu spune... A greșit. Hai, spune. Când spune. Vrea să vorbesc. Dar urli la mine degeaba. Vezi că vorbesc frumos și te urli. Ei, nu mai vorbi. Pa. Dacă ți-e silă. Ceau. Pa. Vezi că stau să te rog să vorbești. Păi nu-ți băga degetul în urechi. Păi dacă țipi, am boxe. Păi lasă-mă, dacă vezi că vorbesc, de ce nu mă las să vorbesc? Vezi?
Păi vorbește, femeie. Nu mai vreau acum. Nu mai vorbi. Păi și foarte. Care e problema? A uitat ce a avut de spus. Foarte bine. Ai uitat. N-am înțeles. Ai uitat ce ai avut de spus. Nu, știu ce am de spus. În momentul în care a fost ceva și a fost, eu am recunoscut, vii la mine și spui tu mie că ți-e scârbă și nu spune că am spus că mi-e scârbă, scârbă de situație, că nu te da, crezi. Da, mi-e scârbă pentru că... Nu, te uitai la mine și mi-ai spus că e scârbă. Sunt băgată mereu în subiecte cu femei, cu femei, cu femei. Mă, că ai un gigolo lângă tine, soro, asumă-ți acest lucru, ai știut de la început ce bărbat frumos. Ce ai știut de la început ce-ți iei, așa că ce sumă-ți. Ce ai știut de la început? Simplu. Te-ai știut? Cum n-ai știut, mă, de la început? Hai, băi, Alexandru. N-ai știut de la început că ești gigolo? Nu. Cum nu? Ce a aflat pe parcurs? Dacă înseamnă? Vrea să ce fie gigolo, gigolo, să fie singur gigolo, dar cu mine că nu rămâne. Că te plac multe femei. Băiatul care este curtat. Uite ce reputație ai. Ia, te vezi? Poftim? Vezi? Dar ce-i surât de față? Dar nu e un lucru rău ca un bărbat să fie plăcut cu femeii, tu ar trebui să te simți mândră că din toate femeii... Nu, tu n-ai înțeles, Alexandra. Nu sunt mândră pentru că nu este doar plăcut. Tu n-ai înțeles, mie nu-mi place... De unde este doar plăcut din moment ce el... Ia stai că vreau să știu ce nu-i place lui Alex. Mie nu-mi place să fiu acuzat când știu că nu am greșit. Păi probabil nu vrei să spui că ai greșit. N-ai înțeles, că eu am spus mereu. Când a apărut ceva, am recunoscut. Dacă am făcut, am recunoscut. Așa. Că am făcut eu, nu a făcut nimeni în locul meu. Mariana este una dintre cele mai bune... Lasă-mă un pic. Mariana este una dintre cele mai bune prietene ale mele aici. Să spun așa, dacă George ar fi venit la tine, că sunteți buni prieteni, și ar fi spus, ar fi acuzat, m-ar fi acuzat pe mine. Fii atent. A vorbit cu Marinescu, Andrada, Alexandra și Adriana. Este prietenul tău. Vreau să-ți amintesc că vreau și eu să știu. Vreau să-ți amintesc că sunt vorbele prietenei tale contra vorbele iubitului tău. Am înțeles, cine dar ai venit aici? A venit aici, ți-a zis la masă și de față. Am înțeles de și am spus, ori. Am spus Andrada, okay. A fost o glumă. Și tu ești ai unul în așa și a fost o glumă. Sau veche, cum să te numim, măi, Cristian? Bine, eu vreau să fiu... Gata, am luat o pauză. Fetelor, ce faceți? Bine. Ne certăm. Certăm, ce să facem? V-am văzut foarte fericite de revenirea lui Cristian. Eu am fost cea mai fericită, doamna Cristina. I-am sărit și în brațe. Ți-ai recuperat banii? A, nu tu. Nu, mi-am recuperat, doamna Cristina, nici azi banii, deci a venit, dar a venit degeaba. Îți promit că îți fac transfer bancar. Ai venit degeaba, gata, nu, pleacă acasă înapoi. Alexandra, ție ți-a spus Codruț că l-ar deranja faptul că ai vorbit în gală? Nu, doamna Cristina, mie nu mi-a spus Codruț că l-a deranjat. Mie înainte să, de fapt... Da, după ce am coborât scările și a venit Codruț la mine înainte să începem gala, a spus să nu mai fiu tristă, mă lași să vorbesc, te rog frumos, dacă a vreau. Spus să nu mai fiu tristă și să fiu eu. Alexandra, de respect pentru Codruț ar fi trebuit să... Am avut și am respect pentru Codruț, nici o secundă. Dacă credeți că eu nu am respect pentru Codruț, eu am înțeles că voi sunteți și v-ați împrietenit și este normal să-mi săriți mie în cap, având în vedere că nu prea mă înghițiți. Cine nu te înghite, Alexandra? Nu este nicio problemă, o să trec și peste asta, stați liniștiți. O victima, unde era victima. Nu, eu nu mă victimizez. Ideea este că George la un moment dat m-a amenințat că dacă unul dintre prietenii lui își va face relație cu mine, nu știe cum va reacționa. Și uite exemplu că George nu arată cum reacționează. Nu i-am dat niciun sfat în legătură cu relația ta și nici n-am vorbit absolut deloc de tine. Păi nu, dar știi doar să mi-l aduci mie să vorbești, să dai prost părere. Îmi este drag, îl aduc în discuție. Okay, îl aduc în discuție de drag. Da, aduc în discuție. E normal, ar trebui să-ți placă. Ar trebui să-ți placă. Auzi, ar trebui să-ți placă că ți-aduc iubitul în discuție. Că mi-a adus să fie pe buzele tale mereu. Ar trebui să mulțumești. Nu, cu părerea, nu-mi place prost. Să-ți dai prost cu părerea și nu știi ce am vorbit eu cu el. Da, Romina, te-am văzut plângând astăzi, te-a supărat Marinescu. A adus niște acuzații la care nu are dovadă și m-a, mai mult să zic, m-a ofensat de faptul că eu am venit aici să mă afirm de faptul că eu cânt, că acasă pe mine nimeni nu mă cunoaște, că nici nu știe de existența mea. Și am venit eu aici să mă fac vedetă, să nu știu ce. Dar tu de ce ai plâns, Romina? Că te-am văzut plângând. Am plâns pentru că, în primul rând, nu-mi place atunci când cineva sănină sau îmi vorbește despre ocupația mea. Și plus la asta m-a deranjat să înțelegem. Să-mi zică mie că de stilul meu vestimentar
Eu este stilul meu. Eu așa mă simt comod. Eu așa, fiecare om își are stilul lui în felul său. Așa că stai liniștit. Romina... Și plus la asta am mai plâns, nu că am plâns, dar m-a deranjat că Marinescu a făcut o glumă foarte și foarte proastă și băieții au râs. Da, Romina, știu, ai plâns, ai plâns, da, să scoți în evidență lumii cât de rău sunt eu în acest show, Doamne, și cât de bună ești tu. George, voi băieții ați făcut un pact să nu o băgați în seamă pe Romina astfel încât să nu o aduceți în poziția de victimă? În legătură cu Romina, probabil că o să vorbesc la momentul oportun. De ce nu acum? Nu este cazul. Le-am adresat și o întrebare dimineața. Ei am adresat o întrebare. Ce părere ai despre Alexandra și despre Adriana? Ai prins tu anumite discuții, că am văzut că și fetele se întrebau. Nu vorbești tu așa, la întâmplare. Le mai coc așa, din când în când. Așa. Și am vrut să văd părerea ei vis-a-vis de Alexandra și Adriana în comparație cu aia. Eram curios cam ce părere, pentru că săptămâna trecută nu prea am apucat să vorbim, iar săptămâna asta acum am zis că dacă totul pune pe cadru vezi acolo... Vezi că te dai de gol singur, a pus-o pe cadru acolo de 3-4... Fața te dă de gol, nu știi și, să minți. Și am zis să-i adresez și o întrebare ca să nu... Da? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.